Bună ziua, oameni frumoși, bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru săptămâna 15-21 martie 2021. Etalare pentru zodia vărsător, ascendent lună în zodia vărsător. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Și haideți să vedem cum veți sta din toate punctele de vedere și vom începe cu energia principală, evenimentele principale care vor avea loc în săptămâna aceasta și avem un as de bâte. Posibil ca unii dintre dumneavoastră să aveți de-a face cu semne de foc, berbecleu, săgetător sau cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Văd că veți pune foarte mult accent pe stabilitate. Vorbim și despre un nou început, foarte stabil, foarte sigur, cu responsabilități asumate. Aici vorbim de ceva de durată, încredere. Învingeți rivali în dragoste sau scăpați de persoane care v-au creat foarte multe probleme și neplăceri. Văd că urmează o perioadă de calm, dar totuși apar și anumite pauze. De exemplu, din punct de vedere profesional, poate începeți ceva nou, poate începeți propria afacere, vreți mai multă stabilitate, vreți mai multă siguranță, dar aici apar anumite probleme din cauza experienței. Poate vă lipsește experiență într-un anumit domeniu, poate fi și acest lucru. Încercați să studiați sau să vorbiți cu cineva, văd că aveți nevoie de un anumit timp pentru a aprofunda anumite cunoștințe, dar văd și eu o pauză sau amânați, anulați, nu mai vreți acum, mai așteptați un pic. E o chestie, o situație, un lucru cu care ați avut de-a face și acum ceva timp, dar care necesită foarte multă răbdare, foarte mult calm. Poate fi și o legătură de dragoste, de prietenie, în care au fost foarte multe probleme, văd că se așterne liniștea, dar pauza va continua. Simțiți o legătură specială cu cineva? Poate ați trecut printr-o separare, nu de mult, unii dintre dumneavoastră, din cauza că a intervenit cineva din exterior, în relația noastră, poate fi și acest lucru. Dar aveți nevoie, nu știu, să credeți mai mult în ceea ce vă doriți. Și aici, poate cineva drag din familia noastră are o problemă de sănătate, întâmpină o problemă de sănătate și vă îngrijorați, încercați să găsiți anumite variante. Văd și situații care se vor dezvolta în viața noastră, dar parcă se acumulează foarte multe lucruri, foarte multă tensiune, apar aceste blocaje, E o detașare, cineva nu-și dă interesul foarte mult într-o situație din viața dumneavoastră, e ca un gol. Poate fi pe partea profesională, poate fi pe partea relațională, e o stagnare acolo și trebuie să aveți răbdare până când lucrurile se vor rezolva, pentru că apar anumite probleme, e ca o trădare, e ca un necaz. Da, poate sunt niște minciuni. Persoane, aveți de-a face cu persoane mincinoase, persoane care nu vă încurajează în ceea ce vă doriți dumneavoastră. Trebuie să aveți răbdare că toate se așează și să vă rugați să nu vă pierdeți credința. Din punct de vedere profesional, avem un 5 de spade, foarte multă instabilitate pe planul acesta. Da, exact cum vă spuneam, dușmani, minciuni, rivali. Acestea sunt mesaje suplimentare, nu le voi citi separat și apoi voi extrage cartea pentru planul profesional. Da, se pare că sunt multe dușmănii la locul de muncă, aici vă doriți dreptate, cineva vă ia locul, cineva vrea să vă dea afară cu orice preț, o persoană foarte răutăcioasă, o persoană foarte vicleană, o persoană care nu are scrupule. O răutate foarte mare, dar vedeți dumneavoastră că lucrurile acestea se vor rezolva. De asta vă spun că vă trebuie credință, întâmpinați anumite obstacole, vi se pun anumite situații în cărcă, poate fi și lucrul acesta, pentru că sunteți o persoană foarte echilibrată din punct de vedere financiar.
vă faceți munca foarte bine, vă descurcați foarte bine și aici apar ochii răi. Apar ochii răi pentru că dintotdeauna v-ați descurcat dumneavoastră foarte bine. Apare și posibilitatea unei schimbări. Vă veți bucura în cele din urmă pentru că adevărul va ieși la iveală. O să aveți motive de bucurie, fie vă mutați la un alt loc de muncă, fie vi se va da dreptate. Dacă aveți propria afacere după o perioadă în care lucrurile nu au funcționat bine, încep să se așeze cu ajutorul unui prieten, a unei cunoștințe, a unei persoane foarte loiale, care întotdeauna v-a fost alături. Poate fi chiar și persoana iubită, persoana cu care sunteți căsătoriți, în cazul în care sunteți căsătoriți, văd un parteneriat în care vi se vor recunoaște meritele, veți avea parte de faimă, veți avea parte de reușite, aveți o intuiție foarte bună, vă veți folosi de ea pentru a scăpa de instabilități de persoanele care încearcă să vă facă rău. Nu trebuie să puneți la suflet pentru că orice s-ar întâmpla, să știți că adevărul întotdeauna va ieși la iveală. Și persoanele care au o intenție rea față de dumneavoastră vor plăti la un moment dat. Din punct de vedere financiar, și aici avem o instabilitate. Fie apar niște cheltuieli imprevizibile, fie cu partenerul de viață nu ajungeți la un numitor comun. Fiecare vede lucrurile din punctul său de vedere și aici apar discuții. Chiar puteți să vă certați din cauza banilor, așa că mare atenție în săptămâna aceasta. Pentru că, într-adevăr, apar situații, apar cheltuieli imprevizibile și lucrul acesta nu ar trebui să provoace stres. În familie văd discuții foarte serioase în legătură cu banii. Poate fi vorba despre o mutare, poate fi vorba de reproșuri că cineva aduce mai mulți bani în casă și cealaltă persoană nu face absolut nimic. Sau pur și simplu dumneavoastră sunteți un pic agitați din cauza situației financiare. Asta în cazul în care vorbim de altfel de situații, da? Apare o sursă de venit chiar mai repede decât ați fi crezut și vă scoate din acest impas, din acest obstacol. Apar unele schimbări și chiar îmbunătățiri financiare prin intermediul unor persoane. Văd o vizită, ori stabiliți o dată să vă întâlniți cu cineva, ori negociați ceva, sunt niște discuții, poate un interviu sau niște discuții în urma cărora veți câștiga mult mai bine, că apar schimbări foarte favorabile aici la dumneavoastră. Din punct de vedere relațional avem luna. Pot fi relații de trio sau relații un pic mai tensionate în care se cere răbdare și lămurirea situațiilor conflictuale, pentru că până la urmă veți avea parte de reușite sentimentale. Posibil să aveți de face și cu semne de apă, rac, scorpion, pești, peștii predomină, multă mulțumire sufletească. Cred că cineva vă demonstrează cât de mult vă iubește și ce mult însemnați pentru el sau pentru ea. Văd și persoane care au copii, poate dintr-o căsnicie din care ați ieșit. Lucruri spontane, noi începuturi în relație, dar văd foarte multă credință. Deci dumneavoastră ori vă rugați foarte mult, ori de acum încolo să vă rugați foarte mult pentru anumite reușite, pentru a vi se elibera o cale, pentru a vi se arăta ceva, sau de a avea parte, poate să aveți parte de anumite schimbări în viața dumneavoastră. Comunicați prin mesaje scurte, întâlniri scurte, vă puteți întâlni cu cineva întâmplător și să aveți niște discuții, să pur și simplu să reluați legătura cu cineva. Iar relațiile de trio, să știți, sau relațiile mai delicate, mai conflictuale, mai cu probleme, vor simți așa o săptămână un pic mai ușoară, dar văd și foarte multe sacrificii, poate de dragul copiilor aici, unii dintre dumneavoastră, în afaceri. Lucrurile vor merge bine, dar aveți mult de muncă pentru că este ceva de început, deci aveți mult de muncă aici. Mai aveți anumite documente de semnat, de rezolvat. Poate fi o înțelegere cu cineva. Din punct de vedere al sănătății, avem regina de monede. O persoană care stă în casă, vă îngrijorează sănătatea poate a unei femei din casa dumneavoastră,
O persoană care e imobilizată, are probleme de sănătate, trebuie ajutată, poate. Văd un consult, ori mergeți dumneavoastră la un doctor, ori duceți pe cineva la un doctor. Dar sănătate bună, da, apar anumite dificultăți, anumite probleme, dar pe care le veți rezolva. În cazul doamnelor, în mod special, sau o doamnă din viața dumneavoastră are anumite probleme, iar dumneavoastră o să ajutați această persoană. Și cu picioarele, nu știu, faceți febră musculară, poate unii dintre dumneavoastră, sau mergeți foarte mult pe jos, vă obosesc picioarele foarte repede, vă dor genunchii, poate, pe unii dintre dumneavoastră. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!